Elevii vor coborî doar în fața unității de învățământ, iar după ore vor pleca acasă cu același autobuz. Accesul acestora se va face pe baza abonamentului sau a biletului. Programul este următorul. De luni până vineri, ora 7:40 pleacă din strada Putnei. Ora 12 pleacă din fața unității de învățământ. 12:40 pleacă din strada Putnei cu elevii care au ore după amiază. După perioada de testare vom analiza ce trebuie modificat în privința orarului. În funcție de cereri, vom analiza dacă putem introduce acest proiect și în alte zone. Doar așa putem reduce din traficul rutier și, totodată, îi vom ști pe copii în siguranță, a transmis viceprimarul Lucian Harșovski.